Să vă întreb, când v-a atacat ultima dată Satana? Gândiți-vă puțin, când v-a atacat ultima dată Satana? Nu v-a atacat. Dacă Satana n-are nicio treabă cu tine, cel mai probabil e el prietenul lui. Deci în aceeași echipă. Dacă el nu răcnește la tine, nu încearcă să te intimideze, nu n are nicio treabă. Cel mai probabil sunteți prieteni. Tu ești băiatul lui ascultător, te încadrezi la voia vezi tată pe diavolul. Sau trăiați după Domnul puterii, văzduhului, a Duhului care lucrează acum în ființa ascultării. Asta e. Nu există altă, uh, uh, altă, variantă, da? Așa că dacă potrivnicul meu, diavolul îmi dă tercoale, înseamnă că eu sunt în altă tabără. Slavă Domnului! Satana ăsta care m-a ispitit, slavă Domnului! Că nu ești în tabără cu el! Aleluia, dă glorie lui Dumnezeu! Nu sunteți în aceeași echipă, asta e bine. Ești de cealaltă parte a baricadei. Dumnezeu deja te-a plonjat în altă parte, da? Te-a transferat în împărăția fiului dragostei lui. Aleluia, slavă Domnului! Ăsta e primul lucru foarte important care îl arată textul ăsta.